noi în raion, primul caz a fost înregistrat în luna martie. Din luna martie până la momentul actual sunt înregistrate 126 de cazuri în 19 localități. Cele mai afectate localități sunt orașul Leova, orașul Iargara, satul Tomaș și satul Sărata Nouă. Până la moment în orașul Leova sunt înregistrate 68 de cazuri, în orașul Iargara 13 cazuri. În restul satelor avem cazuri sporadice, câte un caz, două, trei. Cele mai afectate vârste din cadrul raionului sunt persoanele cu vârsta de 60-69 de ani, unde din numărul total 28,5% sunt anume persoanele cu această vârstă. Persoanele cu vârsta de 50-59 de ani, unde 27%, și restul vârstelor variază de la 4 până la 8%. Mai des se îmbolnăvesc femeile. Avem înregistrate 76 de cazuri în rândul femeilor, ce constituie 60%. În spital, noi avem la momentul actual internate 31 de persoane, la domiciliu se tratează la fel 31 de persoane și revindicate avem 62 de cazuri. Adică, spre marea bucurie, avem undeva în jurul la 50% din cazurile înregistrate s-au tratat în, atât cât în spitalul nostru, în secție de boli infecțioase, cât și la domiciliu. Formele ușoare mai des se tratează la domiciliu, fiindcă în condițiile de casă mai ușor se tratează și decurge boala chiar și mai ușor, anume în cazurile când sunt condițiile de a respecta regimul sanitar-igienic acasă și regimul de carantină. Persoanele care sunt suspecte la infecția COVID sunt testate atât de medicina, asistența medicală primară, cât și de Spitalul Raional Leova. De cât șeful Centrului de Sănătate Leova a fost emis un ordin special, creată o grupă mobilă care se ocupă de colectarea probelor persoanelor care sunt la domiciliu, iar în secția de boli infecțioase a Spitalului Raional se colectează probele în această secție. Secția de boli infecțioasă este amenajată conform cerințelor, fiindcă e amplasată în blocul special proiectat pentru boli infecțioase. Sunt pregătite pentru persoane încăpieri boxate, unde bolnavul stă, care este suspect, se află singur într-o boxă până la a doua zi, când îi se primește rezultatul testului. Dacă este negativ, de acum se transferă în altă secție, dacă e pozitiv, rămâne mai departe să primească tratamentul în secția de boli infecțioasă. Secția dispune până la moment de spațiu necesar. N-am avut așa de multe cazuri ca să fie supraîncărcată secția. În ultima perioadă numărul de cazuri de COVID-19 se micșorează și este posibilitatea de a trata în secția de boli infecțioase a bolnavilor COVID-19, unde sunt create condițiile pentru o acordare a unei asistențe medicale calitative. Luând în considerare faptul că cele mai afectate vârste sunt vârstele de la 50 de ani în sus, specialiștii din sistemul medical recomandă tuturor persoanelor, locuitorilor din raionul Leova, ca să fie foarte prudenți și să respecte cele mai simple măsuri de profilaxie a infecției COVID-19, și anume persoanelor cu vârsta mai mare de 63 de ani, li se recomandă ca să stea mai mult acasă și să iasă în localurile publice sau în locurile publice numai la o necesitate stringentă.
să respecte în primul rând igiena personală și anume spălatul mâinilor cât mai des, fiindcă această maladie așa și transmite atât prin picături cât și prin atingerea obiectelor cu mâinile murdare. O recomandare importantă este de a respecta igiena tusei, fiindcă este numai decât necesar ca să ne folosim de șervițele de unică folosință umide sau să tușim în pliul cotului ca să nu infectăm persoanele din apropierea noastră. La fel este binevenit când ne aflăm în încăperi închise, cum sunt magazine sau localuri publice, să purtăm mască. Masca, în primul rând, se recomandă să nu o purtăm mai mult de 2 ore, fiindcă ea, pe urmă, poate să aibă un efect negativ asupra sănătății noastre. Aflându-se acasă sau la locul de muncă, este foarte binevenit de a face o curățenie umidă zilnică, aerisi cât mai bine încăpierile unde noi ne aflăm zilnic. La fel este binevenit ca să ne alimentăm sănătos, folosind multe fructe și legume în această perioadă a anului. Să prelucrăm bine carnea, ouăle de care le folosim în alimentația publică. La fel este binevenit ca să evităm contactul cu persoanele bolnave care sunt sursa principală de infecție. În localitățile mici, repede informația se răspândește cine și ce cât este de bolnavă și de unde poți să te infectezi. De aceea este binevenit ca să ne păzim, să ne evităm anume contactul cu persoanele bolnave. Să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor apropiați din jurul dumneavoastră și numai astfel noi am putea micșora numărul de persoane care se pot infecta de la persoanele bolnave și vom putea opri răspândirea acestei infecții COVID-19 în raionul nostru.